La mulți ani și tot ce vă doriți voi. Să rămâneți la fel de frumos și din ce în ce mai deștept și mai cumil, da? Și să vă ascultați părinții. Copiii au fost surprinși când au văzut că la carnavalul organizat de ei își fac apariția cadourile și personajele din povești. Peste 200 de pachete au ajuns astăzi în mâinile copiilor de la școala numărul 5. Un lucru frumos. Te bucuri? Da. Ai mai primit cadouri de 1 iunie? Da. Ce ai primit? Dulciuri, jucării, mai multe. Este foarte frumos. E chiar drăguț din partea lor că ne-au adus cadouri și bravo lor. Este un gest frumos. Asociația Femeilor Secolului 21, reprezentată de deputatul de Mehedin Zoina Chircu, a implementat la școala generală numărul 5 programul Salvați Copiii, prin care se dorește eliminarea problemelor cu care se confruntă elevii, mai ales cea privind abandonul școlar. Am făcut posibil ca și el și astăzi să fie ziua lor. Suntem obligați să le aducem bucurii în fiecare zi. Aici la școala Schela și cu aportul meu se implementează un program Salvați Copiii cu bună componentă educativă și socială. Am o foarte bună colaborare cu consilierii locali Vera Nicolae și Covri, care lucrează pe această zonă, cu conducerea școlii, cu inspectoratul școlar. Le-am făcut surprize și în continuare pe acest program dezvoltăm grupul țintă. Toate pentru copii, adică pentru viitorul nostru. Începând din acest an școlar și bineînțeles cu o continuitate de cel puțin 2 ani, se desfășoară în cadrul școlii generale numărul 5 proiectul pentru educație inclusivă de la Asociația Salvați Copii. Este vorba despre organizarea activităților extrașcolare și de ce nu să nu ne referim la activitățile care sunt sociale. Sunt cuprinși copii care au probleme materiale și care cauzează într-o anume măsură abandonul școlar. Consilierii Partidului Democrat Liberal sunt alături de copiii din Schela și cu ocazia zilei de 1 iunie au primit cadouri toți copiii din școala generală numărul 5 din Schela. Ne-am pregătit surprize care sunt specifice zilei internaționale a copilului. Împreună cu consilierii locali, împreună cu doamna deputat. Toți copiii care au primit astăzi vizita surpriză sunt invitați mâine la emisiunea Poienița lui Manu. Alături de ei pot veni toți cei care vor să se distreze în acest sfârșit de săptămână.